entuziasmul pentru cauza protestului, însă eu cred că trebuie să mai lucrăm un pic la construcția a ceea ce înseamnă mișcare civică, proteste, ieșit în stradă și încurajat oamenii să iasă. Lupta oricum e pe termen lung, adică nu o să rezolvăm cu un protest, nu o să rezolvăm cu o acțiune, nu o să rezolvăm cu un singur marș. Trebuie să insistăm și trebuie să fim pe capul lor, efectiv, cât mai mulți oameni. Pe 19 octombrie o să organizăm un lanț uman în jurul zonei retrocedate. Aia înseamnă că mai avem 2 săptămâni de acum încolo să mobilizăm oameni. Să strângem 1000 de oameni nu e ușor, mai ales dacă n-ai la ce partid sau nu vrei să apelezi la niciun partid să te ajute cu membrii de partid, că nu facem asta. Aia înseamnă că trebuie să mergem în cartier și să vorbim cu locuitorii cartierului, pentru că dacă stai și vorbești cu ei, o să vezi că absolut toată lumea e revoltată de ce se întâmplă în Iore, numai că dau dezamăgiți din mână, că și așa nu se poate face nimic. Trebuie să-i încurajăm, că în momentul în care o să ne strângem 1000 de oameni, poate vocea noastră va fi mult mai auzită. Și, cum ziceam și zilele trecute, nu plecăm, batem la ușile lor până rezolvă situația. Pe 19 octombrie la ora 3. Probabil o să începem cu o conferință de presă și apoi în jur de ora 4 o să înconjurăm toată zona retrocedată. Care dintre voi poate să ajute cu împărțit de flyere, afișe, orice, puteți să intrați pe grupul de WhatsApp și acolo ne organizăm, ne împărțim pe zone și pe sarcini. E nevoie de insistență și să fim cât mai mulți ca să apărăm spațiul verde, care înseamnă nu doar o, cum să zic, urgența asta în ceea ce privește clima și încălzirea globală și ce înseamnă spațiu să respirăm, ci înseamnă și spațiu liber, spațiu orizontal, spațiu care nu e prins de proprietate privată și de interese. E spațiu tuturor, de fapt. Așa, ne mai propunem să mai organizăm, evident, proteste dacă situația nu se rezolvă și la celelalte instituții ale statului, și la secții de poliție, și la garda de mediu, și la PSD, și dacă e nevoie, și la Negoiță, care se filmează îmbrățișând copaci. Așa. Și o să avem nevoie de multă organizare de masă. Adică sunt convinsă că toți cei care sunt aici cred în ce înseamnă a ieși în stradă, ce înseamnă a ieși în spațiu public și a revendica drepturile noastre ca oameni și ca locuitori ai planetei. Dacă mai vrea cineva să spună ceva, câteva cuvinte, ar fi frumos să auzim. Dacă vrei? Bună ziua! Vreau să vă zic și despre acțiunile juridice pe care le facem în perioada asta. Pe lângă plângerile la diverse instituții ale statului, am depus o acțiune în instanță pentru anularea acestei retrocedări, care a fost făcută în 2005 de pensionarul Videanu, cel cu prins cu bijuteriile pe aeroport acum câteva zile. Iată, domnul Videanu, care a retrocedat pe lângă Parcul Iore alte multe spații verzi din sectorul 3, după cum o vedem, o duce foarte bine, iar noi am rămas să ne luptăm pentru un aer curat și pentru spații verzi la noi sector. Dar nu o să renunțăm, pentru că locuim acolo, avem cetățeni de partea noastră, credem că acea retrocedare a fost făcută în mod ilegal și ne vom lupta în continuare pentru anularea aici, pentru că acolo să fie amenajat un parc de care să beneficiem cu toții. Vă mulțumesc!
Iarăși o acțiune foarte importantă și poate reușim weekendul viitor, nu sigur reușim weekendul viitor să ne organizăm, ar fi să strângem mărturii ale locuitorilor cum că acel loc a fost un parc. Adică să avem niște formulare deja tipizate, prin care, adică acțiunea asta înseamnă că ne plimbăm prin parc și întrebăm oamenii, locuitorii. De obicei sunt persoane în vârstă care au ajutat la construcția parcului, au plantat copaci de pe vremea când erau la liceu, de pe era de dinainte. Și e nevoie să strângem 2000 de mărturii pentru asta. Asta vor fi folosite în proces, de fapt. Adică dacă primarul Robert Negoiță n-a putut să aducă dovezi că a fost un parc, trebuie să strângem mărturii. Bineînțeles că mai avem și documentele cadastrale, adică ele clar există, dar mărturiile sunt foarte importante. Da. O să postăm și pe WhatsApp și pe Instagram și pe tot. Exact. Puteți scana codul QR. Unde e codul? Acolo lângă băiați. Pe afiș. E codul QR și acolo ne putem conecta pe WhatsApp și ne putem organiza mai departe. Super. Ne vedem atunci sâmbătă asta.